Nu dau voie femeii să învețe sau să aibă autoritate asupra bărbatului și să stea în tăcere. Deci ele trebuiau întâi, ele pretindeau că de pe poziția lor de autoritate, ele au dreptul să învețe ceea ce ele învățau. Dar ele nu corespundeau standardului de învățător creștin, de asta ele trebuiau să crească, să nu mai înveți pe alte, să se schimbe. Asta era